Anabela, salut! Ei, ce faci tu? Anabela? Anabela, uite, Anabela, mă asculți un pic. Am venit la magazin și tu astăzi primești de la mine 200 de lei și trebuie să-ți cumperi produse de acești bani. Bine? Costă? Casa costă 2000, noi nu putem să o cumpărăm. Ție nu-ți ajunge bani de această căsuță, dar e foarte frumoasă. Cada? Nici de cada cea, de fapt este un ispier mașinuță, nici de ispier nu-ți ajunge bani, costă 500 de lei. Mergem să cumpărăm produse? Da. Ce vrei să-ți cumperi mai întâi de toate? Salam. Salam? Da. Wow! Tu mănânci salam? Bine, cumpărăm și încă ce mai dorești? Ouă. Ouă? Bine, mergem la salam și ouă și încă ce mai dorești? Ciupa. Bine, hai să căutăm aceste trei ingrediente. Salam, ouă și ciupa. Hai, fugi, să mergem. Mergem? Hai să luăm un coș, de ăsta roșu. Anabela, de ăsta roșu, roșu. Luăm un coș de acesta. Da, mămică, te ajută, bine? Dar fii foarte atent, bine? Atentă, bine? Hai, te descurci singură? Aici sunt fructe, vrei și de aici ceva? Ce-ai dorit tu de aici? Un grape? Da. Bine, acum și-l cântărim. Așa, un grape luăm, da? Bine. Și încă ce mai dorești să-ți cumperi? Ai 200 de lei. Se ajunge ție de salam, de ciupă, de ouă și încă ce? Mergem și ne mai gândim. Și acolo să mergem, da? Ce dorești? Unt? A, de aceasta dorești? Unghețată de aceasta? Prăjitură japoneză dorești? De aceasta? Bine! Ce culoare să fie? E vină mami să te ridice. Anabela hotăr să fie culoare roșie. S-a ridicat. Este rodie cu miere. Cred că este foarte bună alegerea. Stai un pic, dar ea costă 20 de lei și grape-ul nu l-am cântărit. Hai să cântărim grape-ul, da? Ce ți-ai mai găsit? Niște semințe, da? De 30 de lei. Deci ai 50 de lei, cu grape-ul 22, punem 72 de lei. Am cheltuit până acum. Hai, ce să mai cumpărăm? Asta le-am cumpărat, dar ce mai dorești să cumpărăm? Mai ai încă 130 de lei. Unde te duci? Pe aici. Pe aici? Hai, poftim! Pește, iarăși la pește, dar iarăși este ziua nepotrivită. Nu este vineri, doar vinerea putem să cumpărăm pește gustos aici. Vezi că nici nu este acum pește proaspăt. Pește de aici? Hai, mami, acuși întreabă dacă el este proaspăt, bine? Hai! Anabela, ce tu ai primit în mână? Pește? Totuși am primit pește de ieri, este proaspăt și peștele acesta costă 70 de lei. 70 de lei care i-am cheltuit deja. 140, încă 60 de lei, Bela. Tu te-ai pornit la ouă și ce mai vroiai? Ciupa. Ciupa. Ouă, ciupa? Hai, aici ouăle. Ești sigur că vrei ouă? Da, ți-ți plac ușoarele? Haideam să cumpărăm ouă. La ciupa și la ouă și ce mai dorești să-ți cumperi? Nu, de ce? Nu, aceea chiar este foarte dăunătoare pentru... Uite aici ouăle! Dar ce ți-ai luat tu, Anabela? De aceasta? Este salată din varză de mare. Ce
Și aceasta să fie. Mai bine aceasta? Tu ești sigur că vrei așa ceva? De fapt, îți place foarte mult. 1 cu 17 lei înseamnă că avem 157 de lei cheltuiți. Hai, pune-l în coș. Și să luăm și ouă pentru tine. Aceea? Maioneză? Păi, de cine s-o mănânce? Noi nu mâncăm așa ceva. Cine s-o mănânce? Tu ești sigur că vrei așa ceva? Păi gândește-te bine, tu nu poți să mănânci așa ceva. Ce să facem cu ea? Hai să vedem. Cu ouă vrei? Hai să cumpărăm mușarele, uite-s aici. Maioneză noi nu mâncăm. Dar vrei tare tu să cumperi o maioneză? Bine, hai, mami te lasă să-ți cumperi de care tu vrei. Aha, masline deja, da? Hai să mă gândesc. Cumpărăm masline? Păi, dar nu-ți ajunge bani, Beluță. Uite, 62 de lei. Aceea 66, nu-ți ajunge bani. Doar să cumpărăm ceva mai mic, da? Ca să ne ajungă bani. Dar poate mai bine să cumpărăm la 100 de grame. Că sunt mai mășcate. Uite, îți cumpărăm și masline. Avem 157 de lei. Cumpărăm ouă pentru tine. Vino. Cumpărăm ouăle. Poftim. Așa, punem 10 lei, 167 deja. Și masline dorești să cumpărăm? Hai să cumpărăm masline. Da, acestea cineva le-a lăsat aici. Lasă-le aici. Hai să cumpărăm masline. Încolo. Încolo. Încolo sunt ouăle. Și salam tu doreai. Salam, vai, dar ne ajung 9 bani pe ăla. Tu crezi că ne ajung? Avem 167 deja cheltuiți. Bani? Hai să vedem. Ce este aici? Nu știu. Ce vrei de aici? Salam. Salamul e aici? Da. Hai să cumpărăm o bucățică de salam. Anabela, ce ai mai primit tu? Salam, este șuncă. Șuncă am cumpărat, dar problema este că la tine banii s-au terminat, scumpa. 200 de lei s-au dus, nici nu știu pe ce. Uite, da. Pe ouă, Bela a cumpărat, bravo. Este aici varză de mare, îi place foarte mult. O prăjitură japoneză. Șuncă pentru micul dejun. A cumpărat Anabela. Și pește, iată, asta e foarte bună achiziție, Anabela. Un grape și fructe uscate. Anabela e la fel de mult, îi plac. Anabela, dar am rămas de toare cu Ciupa. Mămica la ieșire ți-l cumpără, bine? Și pentru tine și pentru Bogdanel. Iar vouă, dacă v-a plăcut filmulețul nostru, like pentru Anabela. Pa, pa, copii! Pa, pa!